Bună Pești și bine ai venit la previziunile pentru a doua jumătate a lunii decembrie. În primul rând vreau să-ți urez la mulți ani, să ai parte de sărbători binecuvântate alături de cei dragi și menționez faptul că aceste previziuni sunt valabile atât pentru cei din zodia Pești, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Acolo vom discuta despre fiecare zi în parte ce îți aduce de pe 18 până pe 31, deci prindem și Crăciunul și Revelionul. Tot acolo clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru tine în următoarea perioadă. Dragi pești, o perioadă așa destul de interesantă pentru voi. În primul rând, cu siguranță, foarte mulți pești veți relua niște discuții, da? Sau veți relua niște demersuri, poate legate de acte, legate de prieteni, poate aveți un proiect interesant, poate v-ați făcut așa niște planuri de sărbători împreună cu niște prieteni sau alți pești, poate ați avut ceva, nu știu, programat și acum vedeți că se revine asupra situației. E ceva ce s-a decis undeva la începutul lunii decembrie și acum se revine cumva asupra situației și abia în ianuarie lucrurile sunt mult mai stabile, ca să zic așa. Se clarifică total. Acum, este cu adevărat, da, și o perioadă pentru tine în care cel puțin până pe 23 decembrie te vei revedea cu prieteni pe care nu i-ai mai văzut de mult timp. Alți pești vă întoarceți în niște cercuri de oameni, da, la fel, unde nu ați mai fost de ceva timp. Alții, poate, știu eu, sunteți mai tăcuți în mediul online, nu prea comunicați atât de mult, poate sunteți puși doar pe a explora anumite lucruri, nu și pe a reacționa cu un like, cu un comentariu, cumva sunteți mai retrași acolo. Pe de altă parte, se reiau niște discuții acolo privind un proiect, privind relația cu niște prieteni. Alți pești poate vă mai schimbați puțin planurile de viitor privind casa și familia. V-am zis, deci dacă voi ați spus gata de Crăciun, de Revelion, fac lucruri cu tare, uite, acum e posibil să se mai schimbe puțin planurile. De pe 23 decembrie până pe 1-2 ianuarie, Mercur retrogradează în altă zodie, în Săgetător. Și aici, de pe 23 decembrie până pe 1-2 ianuarie, trebuie să fiți foarte atenți pe ceea ce comunicați în spațiu public. Adică ce postați pe internet, ce vorbiți cu șeful, ce discuții aveți cu părinții și așa mai departe. Da? Acolo trebuie să fiți puțin atenți. Pe de altă parte, uite, finalul anului te găsește cu niște decizii destul de importante, cu niște tensiuni acolo care apar, fie legate de niște responsabilități pe care le ai și pe care simți tu așa că nu poți să le mai duci, fie poate să fie vorba despre relația cu șeful, relația cu partenerul de viață, relația cu un părinte, poate e vorba de responsabilitățile tale, ți-am zis, deci depinde de fiecare pe unde vă aflați și ce v-aș mai recomanda, mare atenție pe relația asta cu autoritățile spre final de an, luați și respectați legile, nu vă aruncați cu capul înainte, dacă aveți ceva important de făcut legat de acte, legat de muncă, lăsați după 2 ianuarie încolo că e cel mai sănătos așa, da? Deci nu vă aruncați cu capul înainte că nu e cazul, da? Nu e cazul. În general este și o perioadă pentru pești în care începeți să vă dați și voi seama ce vă place, ce nu vă place, ce vă doriți, ce nu vă doriți. Poate unii vă îndrăgostiți, poate vă îndrăgostiți de o persoană dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie. Alți pești poate explorați, faceți o călătorie acolo. Și bineînțeles că este și o perioadă în care avem și o lună plină în rac, care este foarte puternică, lună plină care pentru tine activează axa 5-11 și este vorba despre un final acolo, este vorba despre un moment de conștientizare privind relația de cuplu, relația cu un copil, poate să fie vorba și despre relația cu anturajul, de ce nu?
Pentru unii se închide o colaborare, pentru alții treceți într-o altă etapă în relația cu partenerul. Dacă iubirea asta tot timpul se transformă, nu rămâne așa cu fluturie în stomac de la început, da? Și cei care sunteți în relații vechi știți la ce mă refer. Cam așa și aici, cumva se mai închide o etapă. Este un moment de maturizare pentru pești, un moment în care conștientizați multe lucruri, poate unii vă dați seama că trebuie să vă asumați anumite responsabilități, alții vă dați seama că e cazul să mai lăsați lucrurile așa, adică, nu știu, un copil e lângă voi, dar până la o vârstă, după aia trebuie să-l mai lăsați și pe cont propriu, da? Trebuie să-l mai lăsați să mai facă și greșelile sale, că omul din greșeli mai învață, da? Foarte rar când o persoană mai ascultă sfaturile celorlalți. Asta este. Și despre ce vreau să mai vorbim? E despre faptul că Venus intră în Săgetător începând cu 29 decembrie și fiind acolo, deci începând cu 29 decembrie, se mai rezolvă oarecum lucrurile legate de responsabilitățile tale. Poate vine un ajutor, poate de la o rudă, de la cineva. Pentru alți pești, poate este începutul unei perioade în care se mai rezolvă anumite probleme legate de responsabilitățile tale, legate de relația cu șefii, relația cu partenerul și bineînțeles că dragostea poate să apară pe undeva pe la nivel înalt, începând cu 29 decembrie până prin ianuarie încolo. Bun, cam atât. Hai să vedem și arhanghelii ce zic, ce trebuie voi să știți. Ultimele 2 săptămâni din decembrie, 18:31. Mesajul este libertatea interioară. Numărul 10 și numărul 1, foarte importante pentru tine în această perioadă. E ca și cum îți dai o resetare. Da? Ceva se închide, începe altceva. Foarte mulți pești o să vă doriți libertate, bucurie, iubire. Culorile importante, mov, portocaliu, roșu, auriu, turcoaz, albastru, verde, iar arhanghelul Zadachiel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Te ajut să trezești în ființa ta încrederea în sine, libertatea interioară benefică, bucuria divină și astfel să te poți manifesta drept un conducător exemplar. Foarte frumos, dragi pești. Deci este o perioadă în care începeți să aveți o mai mare încredere în voi și asta mie îmi place foarte mult. O să vă doriți să fiți liberi, o să reușiți să vă bucurați de viață și de asemenea, îngerul, mă rog, arhanghelul zice că te poți manifesta drept un conducător exemplar, adică felul în care tu te vei manifesta, să știi că îi va inspira pe ceilalți. Foarte mulți pești, poate abia acum aveți curajul și luați atitudine, vă asumați o anumită responsabilitate. Că aici depinde, fie v-ați asumat prea multe și acum vedeți că nu puteți să le duceți și vă eliberați de o parte din ele, fie pentru alți pești ați evitat, da? Ați spus nu mi-asume responsabilitatea asta, ați ignorat, ați zis las că mai vedem, mai stăm, ne mai învârtim cumva. Ei, și acum spune băi gata, nu se mai poate, da? E ca și cum, nu știu, ai o discuție cu partenerul și ăla spune băi ori ne căsătorim, ori nu ne căsătorim, da? Rămânem împreună, nu rămânem, ne mutăm, nu ne mutăm și așa mai departe. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi, ce zice și tarotul. Am luat un tarot special cu imagini de Crăciun, l-am mai folosit anul trecut, cred, și m-am gândit să-l împărtășesc cu voi și în acest an, pentru că mie personal mi este foarte, foarte drag. Hai să vedem, dragi pești, mesaje din partea tarotului pentru voi. Este o perioadă în care o să vă concentrați mult și pe viața privată, să știți, pe acolo e important. Acolo e important. Luna. Interesant e șaptele astea de spade, deci cred că a ieșit la fiecare zodie. Da, este și o perioadă, cum mai ziceam eu, în care mai aflăm și câte un adevăr, ce să facem. Turnul, regina de monede, bun. 5 de spade. Bun, hai să lămurim situația. 10 de spade. E, dragi pești, ceva se închide aici, ceva se finalizează. Poate e ceva legat de o sumă de bani, poate este ceva legat de valoarea voastră personală. Este o perioadă în care aveți parte de tot felul de surprize, ruperi bruște care se petrec.
Luna, o legătură cu zodia ta, sau uite, o femeie ar putea avea un rol foarte important în perioada asta. O femeie te poate surprinde cu o decizie pe care o ia, sau poate tu ca femeie deodată așa iei o hotărâre. Pentru că avem magicianul la baza manifestărilor tale, ceea ce înseamnă că foarte mulți pești o să acționați în perioada asta. O să spuneți lucrurilor pe nume. Lucrați foarte mult cu mâinile sau aveți foarte multe lucruri de făcut, aveți niște planuri. Șapte de spade în inima ta. Deci aici ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate e o minciună pe care cineva a spus-o, poate e o situație pe care nu doreai să ți-o asumi. Unii pești parcă fugiți aici de ceva. Doi de spade în mintea ta. O lipsă de comunicare. Nu comunici foarte mult. Este și o perioadă în care ai de luat o decizie importantă și nu prea știi ce să faci. Da? E ca și cum vă izolați puțin și vă pregătiți acolo. Aveți niște planuri, aveți niște strategii și abia așteptați să le puneți în practică. V-ați făcut un plan și să zic că, na, teoria din mintea voastră nu e aceeași cu practica. Trei de monede. Aici văd că ești cu prietenii, dar nu văd mulți oameni în jurul tău. Pot fi grupuri mai mici de oameni, pot fi rude, mai văd și pe cineva care studiază sau cineva care are de luat niște hotărâri importante. Asul de cupe care înseamnă un nou început pentru tine. Aici poate să-ți intre o nouă persoană în anturajul tău, da? Te împrietenești cu o persoană sau poate să fie vorba despre o nouă iubire care apare. Cineva care îți intră în casă, nu știu, se mărește familia. Da? Primești o veste, unii intrați în contact cu o persoană mai sensibilă. Regina de bâte. Regina asta de bâte poate să reprezinte și o legătură cu o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător, dar știi cum, poate să reprezinte și un fel de rivală sau poate este o persoană care îi place mult să se aranjeze, să se simtă bine, să fie în centrul atenției și ca și cum tu spui, da, băi, bun, păi și eu ce fac, eu suport toată munca și alții strălucesc sau cum. Da? Pot fi și astfel de chestiuni, însă totuși văd pe cineva care te susține, cineva care îți dă vorbe bune, care ți este alături, cineva care te ghidează. Da? Cineva care te ajută. Însă, repet, foarte mulți pești, aveți niște planuri aici foarte interesante și cu siguranță foarte mulți dintre voi mai aflați lucruri, pentru că turnul și cu luna, da, pot însemna și un adevăr care iese la suprafață. Ceva ce a fost foarte ascuns și posibil să rămâneți surprinși. Da? Surprinși, dar nu neapărat într-un sens negativ, pentru că eu văd totuși că vă eliberați. Dragi pești, acestea au fost previziunile generale pentru a doua jumătate a lunii decembrie. Sper să-ți fie de folos aceste informații. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce ți aduce, de pe 18 până pe 31 și tot acolo clarificăm cărțile de tarot. Îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru tine în această perioadă. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ai stat alături, îți doresc sărbători binecuvântate alături de cei dragi și să ne revedem cu bine și data viitoare.